Un an și jumătate. Atât durează până când un basarabean poate obține cetățenia română, deși oficial acest lucru poate fi făcut în mai puțin de 6 luni de zile. La factorul timp se adaugă și cel financiar. Taxele mari pun bețe în roate tinerilor basarabeni care vor să devină cetățeni români cu acte în regulă. Acesta este motivul pentru care 15 lideri ai asociațiilor de studenți basarabeni din România s-au întâlnit astăzi cu reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova pentru a discuta și găsi soluții la problemele cu care aceștia se confruntă. Procesul de îndelungat care s-a mărit de obținerea cetățeniei, de exemplu, de la o jumătate de an s-a mărit la 2 ani de zile, cu toate că în cetățenie, în legislație scrie că un cetățean trebuie să se obțină care depune redobândirea cetățeniei, se obține în 5 luni. Dar procesul durează până la un an jumate. Sunt foarte conștient că cererile sunt destul de mari, procesarea este foarte redusă. Drumuri peste drumuri, taxe peste taxe? Da. Dacă se dorește o urgentare și am optat pentru obținerea CNP-ului într-un regim de urgență, am și achitat acea taxă. De cât? 120 de euro, care mi se pare un pic exagerată. Cu siguranță o mai bună comunicare între autoritățile din România, cât și cele din afara granițelor din Republica Moldova, cum ar fi consulatul și ambasada, în primul rând trebuie să abordăm calea negocierii și a discuțiilor și cu siguranță soluții bune se pot găsi, atât pe partea de Autoritatea Națională de Cetățenie, cât și pe partea de consulat. Faptul că ei au devenit mai uniți în ultimul timp creând această federație, cu siguranță îi va ajuta foarte mult în aceste discuții, tocmai pentru că statul român să aibă un singur partener. Nu este singura problemă semnalată de tinerii basarabeni. Aceștia spun, de asemenea, că își găsesc destul de greu un loc de muncă, însă sunt și mulți dintre ei norocoși care au fost selectați pentru companii de succes.